Imnul echipei gazdă, Șepșioeșca, locul 7 în Superliga, la un singur punct în spatele Petrolului, care ocupă ultima poziție care ar duce în play-off la finalul sezonului. S-a accidentat odată cu golul 3 al formației sale și nu este nici măcar pe banca de rezerve. O absență mare și la Voluntari, lipsește Damașcan, care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene pentru oaspeții de astăzi. Haideți să-l vedem însă pe Tudorie și vine acest șut pe lângă poarta lui Mihai Popa. În sfârșit, un moment periculos, Mario Rondon și-a asumat execuția. Nu poți să dai gol dacă nu șutezi la poartă. Super execuția venezuelanului, fost și pe la CFR Cluj. Să vedem cât de puțin i-a lipsit lui Mario Rondon să deschidă scorul în acest minut 16. Extraordinar de puternic și de bine titlul portarul celor de la FC Voluntari, Ninai și e gol! Este golul lui Alexandru Tudorie, 1-0 din minutul 21, o fază încâlcită în fața porții lui Mihai Popa și Oeșca face ce știe mai bine, dă goluri. Bergodi mulțumit. Pare mulțumit Cristiano Bergodi, un moment rar în transmisiunile de televiziune din Liga 1. Tudorie nu a marcat în meciul de Cupa României de acum 4 zile, atunci au înscris Bălașa, Roland Varga de două ori și Isha Franco. Iată că Tudorie își face datoria, este al 6-lea gol al lui Tudorie, se apropie de golgheterul echipei de Rondon. Foarte frumoasă faza, o minge respinsă de Mar Tomaș pe spate. Rondon a stat acolo în fața porții între doi adversari, i-a tras pe fundașii Voluntariului, Nina i-a șutat. Cred că a fost șut ce a încercat acolo Branislav Ninai. Mingea a ajuns la Tudorie, omul potrivit la locul potrivit și spuneai și tu, golul cu numărul 6 în Superliga pentru atacantul lui Șepși. Poate se mai dezgheață un pic meciul. Inio în centru, Omar Govea deschide jocul mexicanul în partea stângă, foarte bine stă acolo Florea Nemeț. Ce ocazie! Prima mare ocazie. Prima ocazie. Nemeț nu reușește să înscrie din câțiva metri. Și iată cum se poate demonstra, dar cred că la o analiză VAR, probabil că dacă era gol ar fi fost anulat, pentru că mi s-a părut că Daniel Florea era în offside. Părerea mea asta a fost. Ninai, dacă era o discuție la poziția lui Ninai, nu știu dacă n-a atins balonul și Nițui. Nu prinde pe această reluare. Faza pe de-a întregul, oricum o viteză incredibilă. Aligi, cer scuze. Balon în flancul drept, Vadim Rață centrează. Mare ocazie nu au mai fost, două încercări de șut ale lui Cosmin Matei. Sare și lovește cu capul Florea. Costin? Da. Un 2-1 la Hermastad. Bine, la mediaș de fapt. În genaltă, Dumitrescu respinge ciudat. Merloi. Merloi minge fața porții și este până la urmă gol. Este 1-1 și cred că merita Voluntariul această reușită. Nemeț egalează în minutul 76. O singură modificare a făcut Liviu Ciobotariu, l-a băgat pe Merloi și a produs mare deranj în defensiva lui Bergodi. Și iată și reacția antrenorului de la FC Voluntari, Florin Cernat din nou lângă el, la fel ca la meciul de acum 3 zile, ca la fiecare partidă de altfel, și totul a plecat de la o lovitură liberă bătută de Omar Govea. Apărarea celor de la Șepși a bâlbuit această fază. Andres Dumitrescu a greșit grav. Centrează din nou Omar Govea. Și Nemeț se înalță peste toată apărarea celor de la Șepși Oeșca. Unul de la Arad. Așa, Bar se întoarce. Bună pasă, excelentă pe un. Centrare și ce ocazie ratează Șa Franco. Ce pasă trimite Așa, Bar. S-a ferit Nicolae Păun de offside și